un nou drum pe care îl începem împreună. O invitație la cunoașterea cântecului și a tradițiilor populare românești. Roberta Crintea vă așteaptă în fiecare seară de vineri de la ora 20 și 15 alături de o vedetă populară doar la Accent TV. Dor de cântec gorjenesc. Bună seara și bun găsit, dragii mei! Cred că ne-ați așteptat pentru că au avut aici niște colegi și o echipă tânără și neliniștită. Am avut mici dificultăți tehnice, însă noi, așa cum v-am promis, în fiecare seară de vineri suntem alături de dumneavoastră. În fiecare seară de vineri, pentru mine este o mare sărbătoare. O mare sărbătoare pentru că mă încarc cu cântec și poveste a marilor nume care de-a lungul timpului ne-au fost modele sau colegi, colegi de breaslă, colegi cu care am mers cot la cot. Așa că în fiecare seară de vineri, oameni cu povești reale de construirea drumului de succes, oameni cu povești reale pentru a ghida tinerii interpreți, vin în platoul nostru să vă bucure sufletele, să începem weekendul cu cântecul dumnealor, pentru că de cele mai multe ori spunem dumnealor, nu cântecul lor. Sunt interpreți care au scris în destin un destin pentru România. În seara aceasta vă las așa deschisă pentru zona mehedinților, pentru că un nume sonor, un nume care mă bucură, un nume care a răspuns apelului meu în prima clipă, asta m-a onorat și mi-a arătat o anume prețuire, un nume pe care dumneavoastră îl iubiți și nu mai este doar al mehedinților, ci este al țării, un nume frumos, de care mi-e drag întotdeauna să vorbesc, pentru că mi-a fost model și, de ce nu, mi-a fost cumva un ajutor. De fiecare dată când eu am întreprins, iată, au fost emisiuni de caritate, spectacole de caritate, chiar și în această seară, doar un apel telefonic a fost de ajuns ca acest nume, acest artist, acest mare artist să spună da. Bună seara și bun venit, Petrică Mâță Stoian! Bună seara și bine ne-a reîntâlnit, dragi prieteni din Gorj. Iată că am răspuns cu drag invitației tale. Mi-am dorit să fiu în emisiune, să depunem amintiri frumoase, să vorbim despre frumos, să vorbim despre tot ceea ce ține tradiția asta noastră a românilor. Tu ești o prezență specială și te asigur că am niște emoții, așa ca atunci când particip la festivalul Maria Lătărețu, tocmai a luat sfârșit, însă îmi dai o trăire aparte. De ce spun asta? Pentru că pășind așa pe scările ansamblului Doina Gorjului, atunci când eu am fost angajată, tu și încă un artist doi au fost cei care au spus mergi înainte, fată, mergi înainte și fă treabă. Și atunci oamenii ăștia au rămas cumva literă de lege pentru mine. Îți mulțumesc încă o dată că ai ales să îți petreci seara cu telespectatorii gorjeni și de ce nu și în compania mea. Pentru că de altfel eu am fost cea care am inițiat această întâlnire cu gorjenii. Oamenii buni și oamenii talentați și oamenii de calitate trebuie să promovați. Și tu meritai să fii un solist mare și bun la un mare ansamblu. Eu le mulțumesc pentru că de aici am plecat. Aici a fost școala mea, începutul meu, spre drumul ăsta, cum îmi place mie să spun, al cântecului popular. Au fost începuturile mele frumoase și am amintiri plăcute. Întotdeauna când văd Doina Gorjului, ansamblu și dansatorii, de acolo am niște trăiri speciale. În primul rând, în momentul în care tu spui Doina Gorjului, zâmbești. Ai un zâmbet de împlinire. Greșesc? Nu, este foarte bine spus și mai ales că atunci, la începuturile noastre, eram câțiva, o generație. Care acum este una dintre generația de aur a României, până la urmă. Da. Da, a ajuns generația timpul, de aur a României. A trecut timpul peste noi și mă ținând așa puțin din noi, m-am ajuns și puțin mai înțelepți, pentru că
În tinerețe, oamenii au alt fel de comportament, sunt mai copilăroși, dar făcând lucruri frumoase și tatonând teren și mergând în zone de unde să știi ce să-ți aduci în fața publicului, iată că ne-am așezat acolo unde ne-am dorit și unde publicul ne ține, în locuri speciale. Da, ce frumos. Unde publicul ne ține, întotdeauna publicul a fost balanța care ne-a definit, balanța care ne-a spus locul. Nici nu trebuia să spunem noi unde suntem, nu trebuia să ne spunem unul altuia, ci atunci când pășești în scenă, atunci știi singur sau atunci poți demonstra locul pe care te situezi. Este adevărat. Am așa o... Toate lucrurile astea se fac numai cu ajutorul divinității. Dacă ai legătură specială cu Dumnezeu și știi să-i mulțumești atunci când trebuie, noi suntem obișnuiți doar să cerem, dar să mulțumim mai puțin. Cum îi mulțumești lui Dumnezeu? Cum să știi să-i mulțumești? Ce să faci ca să-i mulțumești? Să fii un om bun, să faci lucruri care sunt pe placul lui. Adică, doar două, trei spun. Să nu urăști, să nu râzi de nimeni, să nu îți batjocurești aproapele, să fii. Aceste înțelepciuni le învățăm cu timpul, așa cum ai spus, pentru că tânăr fiind, ai impresia că ești zmeu și că poți să străbați orice. Însă lovindu-te de anumiți pereți, dând de ei, am sentimentul că asta te înțelepțește. Faptul că te lovești te lovești de oameni și te lovești de pereți. Însă, întotdeauna, eu când m-am lovit de pereți, am avut impresia că merg mai departe. Este adevărat. Ca și proverbul, acel șut dat. Acel șut. Care îți dă un impuls. M-am gândit să începem așa programul cu o melodie frumoasă, scrisă acum câțiva ani, imprimată cu maestru Nicolae Bodgros. Care are legătură cu divinitatea? Cu mulțumirea către Dumnezeu? Sigur, legată de zona mea, legată de viața oamenilor și mai ales filmarea a fost făcută în localitatea specială, Ponoarele, unde avem monumentele noastre dumnezeiești, minunile lui Dumnezeu lăsate acolo. Doamne, în viață sunt mulțumită. Abia așteptăm să te ascultăm și să știi că avem pe fir un telefon. Ai vrea să vorbim cu telespectatorul și apoi să cântăm? Sigur că da. Bună seara, bun venit alături de noi. Doamna Roberta Crintea. Bună seara. Sunt Popescu Mircea din la Crazna Radoș. Bună seara, domnul Popescu. Plec cu Ileana Lăceanu. Am înțeles, vă ascultăm cu drag. Așa, și vă iubesc din suflet și pe dumneavoastră și pe domnul Petrică Mătru Stoian. Mulțumim foarte mult. Așa, iubesc cântecul, deci demehedinți, ale dumneavoastră e în exclusivitate. Că eu pe la dumneavoastră am trecut cu ele și v-am mâncat și 20 de pe acolo pe la Raba. Am înțeles. Eu sunt de la Bob. Acum, na, că a luat-o așa că, na, cu tupeu, cu talent. Ați vrea să-mi felicitați invitatul să vorbiți ceva cu dumnealui? Sau aveți vreo dedicație? Da, cu domnul Petrica Cuteacu, vă rog. E ceva, deci, nu-i scos din comun, dar e o simpatia mea care cântă foarte... Nu pot să uit așa ceva. Aș vrea niște dedicații să dedic și eu. Vă rog. Pentru copilul meu, mâine face 11 ani, al mic. Să fie sănătos. Bine că al mare, mă rog, e pila marină, mă rog, alte probleme cu o facultate. Al mic face 11 ani și i-aș dedica o melodie, nu știu, de la domnul Petrică Stoian Mățu și de la dumneavoastră, bineînțeles că intru pe Radio Accent mâine. Și pentru copilașul meu, și pentru copiii dumneavoastră, să lui domnul Stoian Mățu. Mulțumim frumos. Pentru toți ascultătorii. Mulțumim. Toate melodiile din această seară vor fi pentru dumneavoastră, pentru fiul dumneavoastră. Vă rog foarte frumos, nu vă deranjez foarte mult. Vă rog. Da.
Mulțumim foarte mult pentru apelul telefonic. Toate melodiile din această seară vor fi ca început de weekend, ca bucurie pentru dumneavoastră, pentru fiul dumneavoastră și pentru toți cei care ne urmăresc. O să-l ascultăm pe Petrică Mățu Stoian în clipele în care dumnealui se pregătește să vă cânte. Eu am să spun cine și cum ne petrecem noi această emisiune, cu ce flori, cu ce machiaje. Te rog, te invit la locul de cântat să ne cânti Doamne în viață, îți mulțumit. Am hotărât să fie un videoclip. Oh, ce drăguț! Da, da. Să-l vizionăm împreună. Domnul Petrică Mățu Stoian aduce nu doar un videoclip, ci o să vă bucure ochii în această seară cu mai multe lucruri pe care cu dumneavoastră cu siguranță le așteptați. N-am spus că în această seară Ane Studio și Antonella Studio sunt vinovate de chipul meu. Le mulțumesc foarte mult, le datorez tot respectul meu din totdeauna, de fiecare seară de vineri și nu doar, iar pentru aranjamentul floral vreau să-i mulțumesc doamnei Andreea de la Storia, unde are cele mai frumoase flori și unde ne aduce cele mai frumoase flori, nu doar vinerea, ci întotdeauna. Mergeți la complexul meșteșugăresc, la parter, pe Unirii. Știi? M-ai întrebat de unde este, da? Da, în centru, pe Unirii, se află florăria la Storia. Vă mulțumim foarte mult și ascultăm Doamne în viață, îți mulțumit! Petrică. Să-ți mulțumit că mi-ai dat ce mi-am dorit. Și poate te-ai mânia de ți-aș mai cere ceva, mă. Tu mi-ai scos norocul în drum după sufletul meu bun. Și mi-ai dat cu mir în frunte în viața să birui multe. Mi-ai făcut viața un cântec, mi-ai dat mândrie după suflet și noroc și sănătate, și acum le am pe toate. Mi-ai făcut viața un cântec, mi-ai dat mândrie după suflet și noroc și sănătate, și acum le am pe toate. Verde-i frunza, verde-i iarba, dacă nu-s tânăr degeaba. Verde-i frunza, verde-i iarba, dacă nu-s tânăr degeaba. Am vrut eu, am copii cum nu au unii și am pus în rândul lumii. Mai mult drumul mi-a fost casă, să le fac viața frumoasă. Și inima în mine crește, că nimic nu le lipsește. Eu am fost mână de fier, știe Dumnezeu din cer. Am de toate în casa mea, dar-mi trecut tinerețea, mă. Eu am fost mână de fier, știe Dumnezeu din cer. Am de toate în casa mea, dar-mi trecut tinerețea, mă. Verde-i frunza, verde-i iarba, dacă nu-s tânăr degeaba. Verde-i frunza, verde-i iarba, dacă nu-s tânăr degeaba.
sens-o în viață, aș da-o într-o dimineață. Nu vreau să mă îmbogățesc, nici lumea să împărățesc, mă. Anii înapoi să-i număr, să mai fiu cum eram tânăr. Dar tinereța mea bună, văd cum îmi scapă din mână. Câte faci, Doamne, pe lume, toate îmi plac că le faci bine. Numai un lucru te-aș ruga, mai lasă-mi tinerețea, mă. Câte faci, Doamne, pe lume, toate îmi plac că le faci bine. Dar numai un lucru te-aș ruga, mai lasă-mi tinerețea, mă. Verde-i frunza, verde-i iarba, dacă nu-s tânăr degeaba. Verde-i frunza, verde-i iarba, dacă nu-s tânăr degeaba. Foarte frumos. Asta înseamnă că și dumneavoastră ați urmărit cu noi. Ce să-ți spun? Pentru tine felicitările. Asta înseamnă aproape puțin, pentru că tu ai muncit atât de mult, ai un succes atât de mare, încât aceste felicitări tu știi că tu le meriți întotdeauna. Adică, felicitări. E clar că am făcut un lucru bun. Am reușit să nu rămân un cântăreț de zonă. Am reușit să trec de granițele județului, de granițele regiunii Oltenia și să fiu primit bine și în Cluj, și în Oradea, și la Suceava. La Bacău. Și la Bacău și peste tot, chiar și la satul mare. Și iată că asta mă mulțumește. Dar... Doamne, da. Doamne, în viață sunt mulțumit, nu despre asta vorbeam. Sigur. Debutul tău are loc la Tezaur Folcloric și asta înseamnă începutul anilor tăi de succes. Am citit câteva lucruri astăzi atât de frumoase despre tine. Noi ne cunoaștem de foarte mult timp și de aceea mi-am dorit în această seară un dialog prietenesc, nu un dialog moderator, parcă nici nu mi se potrivește în fața ta, moderator-artist. Da. Eu vreau să fie atât de degajat acest dialog încât să plec acasă chiar încărcată de frumos și de bine, de starea aceea pe care o am când tu spui întotdeauna, vin, faci tu? Da, hai că vin. Îmi dai o stare de siguranță în momentul, da, în care spui asta. De aceea spuneam că ai început acolo unde trebuia, la Tezaur Folcloric. Am avut noroc să fiu găsit și să fiu luat de acolo și dus. Am avut și oameni alături de mine. Am avut pe regretatul Liviu Dafinescu și îi mulțumesc. De acolo de sus urmărește evoluția mea. Conjuncturile contează întotdeauna, da, ca la jocul de cărți. Și atunci m-a ținut aproape de ceea ce trebuia să fac. N-am ieșit din tiparul meu, n-am ieșit din pătrățica mea, am rămas același. Nu m-a schimbat nici succesul. Insuccesul nu l-am cunoscut până acum, dar Dumnezeu știe cum te sucește. Nu e cazul. Te rog să fii de acord să mai luăm un apel telefonic. Probabil că mulți oameni stau pe firul telefonic să intre în legătură cu tine, mai ales. Bună seara și bun venit alături de noi. Mai avem apelul? Da, s-a dus. Probabil că... A așteptat prea mult. Au dar, fost nerăbdători, dar au așteptat acum destul de mult. Noi întâlnindu-ne mai rar. Atât de rar, atât de rar. A zis să povestim. Să... Da, mi se pare mult mai educativ și pentru cei care vor să știe despre artistul Petrică Mâțu Stoian, nu doar să asculte melodiile lui, să asculte povești de viață cu Petrică Mâțu Stoian. Dar cine e Petrică Mâțu Stoian? Oare... Poate ar trebui să urmărim un filmuleț, după care să vorbim. Invit pe toți cei de acasă, pe toți cei care au început weekendul cu noi, să urmărească cine e Petrică Mâțu Stoian, pentru că ne va spune cine e Petrică Mâțu Stoian însăși. Dar ceea ce este mai elocvent ne spune filmulețul din clipele următoare. Despre ce este filmulețul? Este vorba despre omul nostru de la munte,
cu trăirile lui, simple, cu sentimentele lui, cu tot ceea ce ține de îndeletnicirile omului de la munte, cu bune, cu rele, cu obiceiuri de nuntă, cu obiceiuri de mormântare. Mormântare, tu ai hora de pomană. Sigur, și nu numai, mai am înregistrate multe lucruri din astea care țin de tradiția noastră. O să vorbim despre asta, pentru că n-aș vrea să dezvăluim chiar totul acum. Avem un telefon. A revenit telespectatorul. Bun venit alături de noi. Bună seara. Bună seara și o seară cât mai frumoasă, doamna Roberta. Și mulțumesc. Și invitatul dumneavoastră. Mulțumim. Bună seara. Toate melodiile să fie pentru soțul meu, Costel Motoi, pentru părinții mei, Dinca Eleonora și Gheorghe. Cu drag. Pentru familia Talabă, Georgiana, Claudiu și Sebastian. Și pentru socrul meu, Vasile Motoi, din Nevănuț. Bravo. Cine sunteți, doamnă? Doamna Daniela Motoi. Am înțeles. Toate melodiile domnului Petrica Mățu Stoian vor fi pentru și pentru familia dumneavoastră. Da, dacă domnul Petrica ar avea un CD, ar fi cel mai bine. Are 30, doamnă. Am 30. Are 30 de albume. Mulțumim pentru apelul telefonic și în clipele următoare o să urmărim filmulețul despre care o să și vorbim mai apoi. Petrica Mățu Stoian. Petrica Mățu Stoian, fiu al Izvernei din Mehedinți, crescut în locurile și printre vechii oameni acestei părți a țării și dezvoltat aici, s-a familiarizat cu limba, datinile, legendele și aspirațiile care au intrat în sufletul său ca o putere care subjugă. Rădăcinile sale au descins din peisajul ales al locurilor, pe care le-a descoperit în vibrația lor neîncetată, încorporându-se astfel lucrurilor și vieții, cu sentimentul că brazda, bradul, mărul, stânca, liliacul, amurgul și noaptea, cazanul și cănuța și tot ce pare nemișcător există doar pentru el și pentru cântecul său. Încet, încet, ochiul artistului s-a îmbibat de culori și lumini, urechea de sunete. Felul în care sunetele se urmează au un înțeles adânc, căci ele opun neliniștii general umane pacea naturii. Când sunetul care sfâșie tăcerea naturii se potolește, cele mai ascunse șoapte se fac auzite și țin tovărășie dorului care nu s-a stins. În cântecul său, natura este sonoritate și lumină, mediu prielnic și familiar, iar uneori, imaginea iubitei se topește în imaginea mamei, se asimilează cu ea, încât, deseori, o melancolie dulce vine să coloreze amintirea tinereții și a elanurilor de altădată. Trăiri și sentimente general umane. Așa s-a născut cântecul său, din substanța impresiilor emanate de la apele, de la pământul, de la cerul Izvernei, de la părinții săi. Mi-e pare rău, să-mi ia dorgia când știu că vine acasă, stau pe busceanul. Muzica devenind astfel o taină mai puternică decât viața, extrăgând ceea ce este socotit esențial din realitatea cotidiană, marile sentimente sau destine. Încet, încet, cu trudă, cu foarte multă trudă, adolescentul enigmatic de ieri avea să descopere universul cântecului
să se redescopere și să devină Petrică Mățu Stoian, pasionat de cântec și prieten al publicului. Avem nevoie să ni se vorbească prin cântec despre tot ce înseamnă simțire omenească, despre iubire și singurătate, care se amestecă într-o stare de spirit pentru care există un cuvânt, izverna. Oare izverna nu-i o legendă? Casă, usă-i vii și getoace la copii. Într-adevăr, izverna este o legendă prin cântecul lui Petrică Mățu Stoian. Impresionant, emoționant, pentru că în el, în acest filmuleț, găsim profilul omului, profilul lui Petrică Mățu Stoian. Ai câteva cuvinte să spui despre ceea ce noi am urmărit cu interes, cu sunet și cu inima? Am așa o nostalgie, mă cuprinde. Când am văzut-o pe mama și atunci... Părinții sunt nemuritori. Este adevărat. Am învățat de la părinții mei că nimic valoros nu se creează în lumea aceasta, fără pasiune. Iubirea și visul sunt temelia sufletului nostru, pentru părinții mei. Am ales o melodie... S-a creat un moment de liniște aici, de emoție, pentru că atunci când vorbim de părinți, de bunici, trecuți în neființă, de oameni care ne-au fost sprijin, este cel mai puțin spus, oameni care au fost rugăciune pentru noi, pentru că eu fiind la un moment greu în viața mea, n-am spus nimic altceva decât, Doamne, o rugam pe bunica mea moartă să mă ajute să depășesc acel greu. N-am mai știut nici de Dumnezeu la momentul acela și de teamă și nu spuneam decât dacă atât de mult m-ai iubit, cum spuneai tu, ajută-mă să trec peste asta. Cu siguranță noi toți avem acest dor de părinții noștri, cei care au trecut în neființă. Tot cu ajutorul divinității ai trecut peste aceasta, pentru că ai văzut, tot ține 3 zile. Dacă Dumnezeu nu ne-ar da uitarea, am umblat nebuni. E adevărat și asta, însă n-am fost atunci acolo când s-a stins. Și asta este un dor pe care nu pot să-l potolesc cu nimic niciodată. Aș vrea să cânt o piesă pentru mamă. Pentru toate mamele din lume. Și de acolo de unde este, cu siguranță mă vede și mă urmărește. O porți în gând? O păstrezi în clipele tale de zi cu zi? Sau ai lăsat-o undeva? Zilnic o pomenesc. Pentru că am iubit-o nespus de mult. Am încercat să o țin în viață cât mai mult. Cât a vrut Dumnezeu. Și după aceea a trecut. De data aceasta nu mai urmărim un videoclip. De data aceasta îl invităm pe Petrică la locul de cântat. De data aceasta simțim emoția pe care o transmite cântecul și pe care o transmite însăși Petrică Mățu Stoian. Mi-o port în gând, dordoruțule, vin pe la ea când și când, dordoruțule, vin la ea de sărbători, dordoruțule, că nu are alți feciori, dordoruțule, vin la ea de sărbători, dordoruțule, că nu are feciori, doar doruțul meu. La mai
micuța mea, când vine dor doruțule, mă simt părtăți tot copil, dor doruțule. Ia să uită ca la soare, dor doruțule, și mă-ntreabă ce mă doare, dor doruțule. Ia să uită ca la soare, dor doruțule, și mă-ntreabă ce mă doare, dor doruțule. Și nuci mă-mbie, dor doruțule, tot ca în copilărie, dor doruțule. Mă sărută, mă mângâie, dor doruțule, ce să îmi dea nu mai știe, dor doruțule. Mă sărută, mă mângâie, dor doruțule, să îmi dea nu mai știe, dor doruțule. În casă miros ca-n rai, dor doruțule, de colaci și de mălai, dor doruțule. Odaia de la drum, dor doruțule, arde lampa fără fum, dor doruțule. Candela de la icoane, dor doruțule, ține așa pe mama Doamne, dor doruțule. Extraordinar, am depășit momentul de emoție, pentru că întotdeauna cântecul ne aduce bucurie și cântecul lui Petrică Mâțu Stoian știm foarte clar că se compune din foarte multe etape. Însă nu asta vreau să-l întreb pe Petrică, ci ascultând această melodie, cu siguranță dedicată mamei lui, m-am gândit să-l întreb dacă versurile îți aparțin. Mi-aparțin și versurile și linia melodică. Cât de frumos! Asta înseamnă că sunt trăite 100%. Este poate... o imprimare făcută în 1996. Cântecele cui le-ai cântat prima oară, când ai început? Când am început eu să cânt, am cântat prima dată cântecul Ilenei Constantinescu. Da? Da. Vrei să spun te-ai regăsit? Ce frumos, te-ai regăsit? Da, te rog. Ascultă cum am cântat. Marioară de la munte, ilai la, ilai la, n-o purta părul pe frunte, ilai, ilai, ilai la, cântam frumos. Asta îți plăcea ție? Da, se asocia cu ceea ce vedeam eu, muntele meu. Asta nu a fost neapărat modelul tău de cântec sau modelul tău de viață. A fost nu. Ceva ce îți plăcea să cânti. A fost un cântec care mi-a plăcut. Mi-a plăcut, asta l-am cântat prima dată când am ieșit-o pe marea scenă. Dar care a fost modelul de cântec? Modelul de viață sau modelul de cântec? Că-s două lucruri distincte. Să știi că am ascultat foarte multă muzică în viața mea. Sunt convinsă, noi am ascultat tot genul de muzică. Deci tot ceea ce cuprinde în zone și subzonele țării. Mai în spate, ucenicia am făcut-o la trei zile la nuntă și atunci trebuia să știi să cânți multe cântece ca să nu te repeți. Clar. Deci, și era programele foarte grele, știți foarte bine, dar a trecut. Da, eu fac parte din oamenii care făceau asta. Am trecut cu bine prin asta, dar a fost o etapă din viața mea care mi-a prins bine. Dar îți plăcea cineva special? Adică, uite, mie mi-a plăcut Nicoleta Voica și voi știți cu toții asta. Și mie mi-a plăcut Nicoleta Voica și îmi place. Da, chiar, îmi place și acum Nicoleta Voica. Dar ce se întâmplă? Eu am vrut să fiu eu și să nu mă confund cu nimeni. Extraordinar, asta căutăm cu toții, să devenim... Sigur. Și atunci când am apărut eu. Și...
dacă vorbesc și dacă mă auzi la radio, știi că e Mâțu, nu poți să spui că este altcineva. Și asta mă bucură și mă face să fiu mai puternic. Succesul tău deranjează pe cineva? Adică se împiedică cineva de tine? Deranjezi în muzica populară? Succesul? Hai să spun. Succesul îl faci... Ce-l faci singur, clar. Da, îl faci prin fiind un om corect, un om drept, un om care aduce în fața publicului lucruri frumoase, un om care nu jignește, un om care e responsabil de ceea ce spune. Și asta ți aduce succesul, iar întrebarea dacă deranjez, nu știu. Poate sunt cei frustrați sau care nu au bine rădăcinile înfipte în pământ și se clatină. Așa, da, este important să spunem asta, pentru că atunci eu mă temeam de acest deranjat. Stai puțin, să povestim acum, facem un pic de cancan, că așa e bine să spunem și asta. Da, puțin cancan. Dar pentru că Mâțu Stoian are o cărare pe care merge. Pe acea cărare nu poate intra nimeni. Nici în față, nici în spate. Fiecare merge pe cărarea lui. Cum ai văzut asta? Cum știi asta? Când ai înțeles asta? Am înțeles asta după ce am trecut de un repertoriu, ajuns așa la 25-30 de piese. Și atunci, când publicul te vrea și când televiziunile te solicită și radiourile și realizatorii de emisiuni, atunci ai știut că e drumul tău. Și mai ales publicul, sigur că da. Și atunci trebuie să rămâi tu, să nu intri în cărarea nimănui. Pentru că te confunzi. Îmi place cel mai mult, Roberta, să mă fierb singur într-o oală, să am gustul meu. E bine de reținut lucrul ăsta. Da. Dar noi toți căutăm partea asta de succes. Consider că a fi un om de succes înseamnă să fii drept, bun, cald, curat, sincer, sau un om de succes înseamnă să ai acele mii de aplauze pe care nu le au poate ceilalți, dar poți să fii oricum. Nu. Tu trebuie să fii un model. Ești etalon pentru toată lumea, sigur, clar. Sigur că da. Să fii un model pentru interpreți, un model pentru cei care te vor, care te iubesc. Și atunci tu trebuie să fii acela care să ia exemplu de la tine. Modul tău de comportament, modul cum te îmbraci. Da, asta înseamnă etichete. Etichete, da, pe care, da, ți le pui și te definești. Sigur că da. Avem și succesul mai vine și de la ceea ce faci. Că dacă degeaba cânti sau iei de undeva piese și ți le pune cineva, îți dă textul, zice, uite, am un cântec pentru tine și tu îl citești și nu te regăsești în el și îl cânti. Nu. Trebuie să-mi strici foaia, pentru că i-am scris lucruri pentru tine. Și tu, dacă rotești foaia... Dar nu mai contează. glumesc. Și în momentul când ai cântat un cântec care nu îl filtrezi prin sufletelul tău, îl cânti degeaba. Oamenii oricum simt asta. Simt. Că nu te poți transpune. Nu poți să ajungi. Și nu poți să imiți. Trebuie să fii inimitabil. Da. Permanenta rotire a anotimpurilor și cadrul nostru muzical vă oferă așa o imagine amplă, în special a toamnei. Mă refer la toamnă pentru că Petrică Mâțu Stoian aduce în clipele următoare. Sunt multe melodii cu toamna care mie îmi plac și nu este cea care îmi place cel mai mult, însă era dreptul tău să-ți alegi repertoriul din această seară. Și se pare că o să cânti în minutele următoare Bate vântul frunza pică. Îți place ție foarte mult această melodie? Este o melodie scrisă pentru cineva. Cineva care nu-i de mutra mea. Nu, pentru cineva. M-a rugat. Știi cine? Hai să spun. M-a rugat unchiul... Ușurel, spune tot. Unchiul Gheorghe Trop, soțul mamei Domnica, mi-a zis, mă, nepoate. Păi eu merg des la Izvena și ne-am întâlnit, zice, mă, nepoate, m-am gândit eu așa, vorbesc așa în greacă. Știi ce m-am gândit eu așa, să-mi fac și mie un cântec, mă. Zic, bine, mă, Gheorghe, cum? Dar cu ce să fie? Unchiule, cu ce să fie? Zic așa, zic, ce mai duci în geal la... la mândrea matale. Mamei, du, dar mă dor pișoarele. Da.
Da, și atunci mi-a venit ideea și am scris un cântec frumos. Despre trecerea timpului, schimbarea anotimpurilor și tristețea asta că vine toamna, bucuria că vine primăvara. Să-l ascultăm. Da, să-l ascultăm. Să ascultăm și să vizionăm din nou un clip foarte frumos. Bate vântul, frunza pică. Păruca mi se răgică. Bace vântul, frunza pică, părul cap mi se ridică. Vine toamna friguroasă, nu mai sui la mândra-n coastă. Vine toamna friguroasă, nu mai sui la mândra-n coastă. Și grea mi-i bătrânii inima. Lungă fu iarna și grea mi-i bătrânii inima. Și mi-e dor, mândră, mi-e dor să ce mai văd prin obor. Și mi-e drag, mândră, mi-e drag să stăm amândoi pe prag. Iar-i vremea de iubit și se aude cucundos cum mai cântă de frumos. Hai mândruță să stăm jos, hai mândruță să stăm jos. Niciodată nu vom ști până la anul ce-o mai fi. Niciodată nu vom ști până la anul ce-o mai fi. Mi-a plăcut, mie mi-a plăcut în special. Așa sunt sufletele care iubesc, tot timpul așteaptă primăvara. Asta spuneam, rotirea anotimpurilor. Cum era lumea în trecut? Este diferită de lumea de azi? La mine, la munte? La tine, la munte. Și la tine, în viața ta, cum o vezi tu? E altfel decât azi, lumea din trecut? Lumea din trecut, da, era altfel. Cum? Acum parcă s-a comprimat timpul, nu mai avem timp. Nici pentru noi. Avem mai multă răbdare? Azi e sâmbătă. Da, altfel, era lumea mulțumită. Să știi că era îndestulată cu puținul pe care îl aveau. Probabil că nu căutau calitatea și să fie în trend și probabil că... În cine? În trend acum. Ce ăla? Deci oamenii erau bucuroși și mulțumiți cu... Se mulțumeau cu puținul pe care îl aveau. Se mulțumeau să se îmbrace la o sărbătoare frumos, să-și facă haine frumoase, să iasă în față cu nevasta lui dragă, să o joace și să... Ca primari. Da, nu. Nu, acum nu. Glumesc desigur. Nu, fiecare om din sat avea demnitatea lui. Să înțelegi. Atunci. Astăzi oamenii și-au pierdut demnitate? Și-au pierdut, să știi, mulți. Pentru că sistemul și timpul și vremurile în care trăim i-a schimbat pe oameni. Nu mai vezi oameni zâmbind, mai vezi oameni... De ce sunt oamenii triști? Noi cântăm pentru oameni, noi încercăm să-i bucurăm. De ce sunt oamenii triști? De societatea care nu mai este în favoarea noastră? Parcă nu știi.
Nu vreau să intrăm acolo. Ai dreptate, pentru că avem alte treburi avem de făcut. Cântece de joc, avem foarte multe cântece în această seară, pentru că o să trecem la o altă etapă a lui Petrică Mâțu Stoian, o etapă muzicală, o altă etapă muzicală, pentru că, așa cum am povestit la început, are cântece de nuntă, cântece de înmormântare, însă este creator fără rival de ritmuri, pentru că a introdus dansul, cântecul cu strigătură și trompeta. E adevărat? E adevărat. Eu am dat puțină viteză cântecului de la munte, cântecului de mehedinți. Am adus dansul cu vorbe, strigături, text și strigătura. Am introdus-o și trompeta, pentru că trompeta, fiind din zona noastră, Constantin Gherghina, marele nostru trompetist. Tu ai și o melodie cu sigur că da. Gherghina. Am zis să-l țin viu în mintea oamenilor. Un mare artist al nostru, al României. Și atunci am dat puțină viteză cântecului. Să știi că ascult tinerii care vin din urmă. Fac asta ca și tine? Fac, dar în unele cazuri greșesc. Cum? De ce? Ritmul. Ritmul de dans nu e nici ardeleană, nici brâu. Adică, deci, Petrică vrea să spună că nu este neapărat foarte mișcat, ci că este un dans legănat, nu? Da, este legănat și cu un joc frumos, care se cântă numai acolo și dacă nu ești de acolo, nu poți să-l cânți. Știi ce mi-a plăcut la tine? Pe lângă faptul că acum o să... Acum eu nu sunt răutăcios. Că nu, n-am vorba Mirabelei Dauer, n-am răutăcisme. Nu, este foarte bine să inițiem oamenii, să inițiem tinerii care pornesc. Ca oamenii pornesc să știe despre ce e vorba, nu să iei un cântec, o ardeleană și spui hai cu dansul de la nu știu unde. Că nu, dansul s-a jucat la munte, la mehedinți. La munte, la mehedinți. Nu, în rest niciunde, nu, n-ai cum. Nu păcălești. Nu poți păcăli. Spune-mi ce ai vrut să spun. Azi am vrut să-ți spun că mi-a plăcut foarte mult, din nou citind despre tine, scria undeva, teribil mi-a plăcut și am vrut să țin minte, fiul Alice Vernei, care a crescut într-o atmosferă de cultură cu limbă grai și legende, asta mi-a plăcut teribil, legende care, spuneai tu, ți-au pătruns în suflet până la subjugare. Este adevărat. Muntele te-a subjugat. Ai putut să depășești această... să te duci la oraș fără dorul de munte? Ți-a asta... rămas acolo? Stai puțin. Eu, într-adevăr, mergând dintr-o zonă în alta, am rămas acolo. Spiritul meu este acolo. Eu de acolo îmi trag seva. De acolo îmi iau cântecul. Te întorci cu același dor acolo? Ți-e cu dor să te dor, duci? Acolo mă întorc, sigur că da. Pentru că acolo am crescut, nu pot crea în altă parte. Nu pot. Înțeleg că o mare parte din repertoriul tău este creat de tine. Da. Îmi spuneai acum ceva timp, mi-a dat de gândit, că Roberta nu mai las pe nimeni să-mi facă nici ritornele. Da. Eu vreau să fac și asta. Da. Știi, asta înseamnă un volum de muncă, nu doar, însă un volum de putere a minții. Știi de ce, Roberta? Hai să spun. Acum să nu mai am nume de rău prietenii noștri, orchestratorii și dirijorii. Nu vorbim de nimeni, noi vorbim de noi. De ce ne dorim să facem? Da. Deci am hotărât ca să aduc în față și ritornelele pieselor. Pentru că prea mult s-au banalizat. Deci nu mai știe a cui ritonela. Seamănă una cu cealaltă. Ea lui ăla tot se împrumută de la unul la altul și la un moment dat deja este un amalgam. Dar în momentul când ți-ai făcut-o și ai scris-o și ai trecut-o la Uniunea Compozitorilor, e a ta. Petrică. Ai auzit-o, ai plătit. Iartă-mă, oamenii nu știu. Oamenii nu știu că cele care seamănă nu sunt făcute de noi. Nu, este adevărat. Deci cineva orchestrează materialul meu și al Irinei și al Georgianei și al... Da? Este adevărat, dar ce se întâmplă? În momentul când tu asculți, când mergi la studio și zici, mă, stai puțin, ritornelul asta seamănă cu
Dar o exemplu cu Olguța Berbec. Da, chiar seamănă melodia mea cu melodia colegei mele Olguța. Am fost ușor apostrofată la un moment dat. Nu e vina mea, dragii mei, nu eu am orchestrat materialul, eu am melodia în sine. Trebuia să spui maestri, maestre, seamănă cu Olguța, fă-mi altceva. Ca să nu intri în discuție și clip. Da, eu am vorbit cu Olguța despre asta. Nu are nicio, nu are nici. Am încheiat și cu asta. Știu despre ce-i vorba. Da, deci, asta spuneam. Eu sunt uimită de oamenii care reușesc să-și facă însăși ritornelele. Pentru că te duce mintea. Pentru că încep să capeți experiență. Da. Am înțeles. Să nu ne abatem și să pornim jocul cu cântec de joc cu Petrică Mâțu Stoian. Și o să cântăm? O să cântăm Joacă lumea, joc și eu. Da? Da. Fui, și să vezi. Îl invit pe Petrică. Este dansul frumos cu trompeta. Și aștept să răsară luna. Aștept să răsară luna. Uai, Roberta, este cântecul meu de debut. Și al meu pe care îl cânt la nunți. Am făcut niște bănișori cu el, drept să spui. Ei, uite, vezi, v-am dat pâine să mâncați. Așa, da. Petrică Mâțu Stoian în minutele următoare cu Joacă lumea, joc și eu și aștept să răsară luna. Și la joc se împiedică și tot dațul îl încurcă. Vasile, ne dai de furcă, mă! Saltăm între poalele ca să-ți văd picioarele.
Flimea Osmarie. Dați în gura numai mie, o fană, o Flimea, nu se poate. Cum să vă iubesc pe toate, o fană, o Flimea, o nestemate folclorice, interpretate cu maestrie. Mulțumim, Petrica Mățu Stoian, mulțumim încă o dată că ești cu noi și uite, ne bucur sufletele cu cântece atât de valoroase. Știi ce m-am gândit? Ia spune-mi. Am niște prieteni dragi aici în Târgu Jiu și vreau să le fac o dedicare. Ce bine că ai spus asta, pentru că avem prieteni comuni. Te rog, fă tu asta, uite, prima oară. Pentru Claudiu și Dan Golgotă, prietenii mei. Băm! Dani, care are grijă de imaginea mea. Mea. Claudiu, care are grijă de imaginea părului meu, de 30 de ani mă tund la el, vin din Craiova și mă... De așa au făcut casă, că m-am văzut eu. Da. Le mulțumesc frumos, îi mulțumesc și mamei lui Claudiu, Muma, cum ne place nouă să-i spunem, și lui Tătuțu. Pe Dani îi salutăm și mai am... Dacă a trecut Sfântul Mihail și Gavril, un prieten drag al nostru de aici, cu ani în urmă am prestat la dumnealui. E vorba de domnul Mihai Guriescu. Îl salut și îi urez sănătate și numai bine. Și mai vreau să mai urez colegilor de la ansamblul Doina Gorjului, doamnei Maria Loga, Natalia Gorjanu, doamna Ileana Bacâtea, dacă nu mai este, se uită, Ileana, știu Bacâtea că este la pensie, dar dacă ne urmărește, o salutăm cu drag. Și Victor, Tița, oamenii noștri, doamna Sica Rusu. Ce frumos că te amintești. Oameni de la care ai avut ce să înveți. Noi eram copii atunci când ne-am angajat la ansamblu și am învățat de la ei multe lucruri. De comportament, de... Știi cine te mai salută? Mm. Eu i-am promis că o să amintesc. La Viena s-a stabilit Mioara Modoran. Și îi place mereu să-și... Da. Ea mereu amintește de tine. Când eram eu cu Petrică, probabil că poartă asta cu o mare bucurie sau cu o mare mândrie că te vede pe marile scene și spune mereu, tu știi, Roberta, cum cântam eu cu Petrică, acum te salută și îți transmite gânduri frumoase. O salut pe Mioara și ne-am cântat împreună ani de zile. Da, ea spune mereu că asta. Că noi am fost soliști ai ansamblului Doina Motrului pe vremea Vecului Regim din 82 până în 89. Ne-am cântat de mici. Păi, și, da, toți am cântat de știi, mici. Să știi, Roberta, că la ansamblul Doina Motrului am avut, eram colegi, avea și pe Vasilica Dinu, a fost o perioadă... Am avut o invitată vinerea trecută, mi-a făcut o reală plăcere, mi-a cântat aici live câteva melodii, mi-a plăcut teribil să văd oameni care sunt atât de calzi, de blajini, oameni care au făcut cinste folclorului și fac cinste folclorului românesc, care sunt atât de modești. Sunt melodii, trăirea de semenilor noștri care... Un comportament care trebuie... aparte, sigur, Petre. Pentru că eu am mai spus și spun, cântecul nostru, nu numai demehedinț, cântecul nostru românesc nu este numai un hâța-hâța, un hopa-țupa, hopa-țupa. Exact. Sunt și cântece lirice, cântece frumoase. Generația asta așa percepe hopa-hopa și hopa-hâța. Când le cânti niște melodii așezate și ai, nu mai termin asta. Pentru că nu mai, nu știu de ce, așa cum spuneai, se comprimă parcă totul. Nu, știi de ce? Pentru că nu sunt educați. Nu, publicul trebuie să fie educat. Dar ca un artist care știe ce să facă, să prinzi o sală bună, îi prinzi în mână și îi joci cum vrei tu. Dacă ești bea deștept. Dacă știi ce să le dai. Eu am văzut un concert, imediat termin, am văzut un concert susținut de Grigore Leșe la Craiova și am plătit bilet, m-am dus și să urmăresc să văd ce face Grigore Leșe. Și a venit și a susținut concert de o oră și jumătate singur. M-a uimit. Salutări, maestre, felicitări. Oameni mari.
Și am avut multe valoric de învățat de la, de la el. Și nu... Am avut multe de învățat și mi-amintesc cu drag că în urmă cu 4 ani am susținut un concert singur la Teatrul Național din Craiova, timp de 3 ore. Și n-a fost ușor. Da. Am avut un concert extraordinar de frumos. Mi-amintesc că era ziua ta și ai sărbătorit-o la Etno. E adevărat. Și n-au putut să vină niște colegi. E adevărat. De-ai tăi am invitat. E adevărat. Și n-au venit. Dar nu-i nimic. Nu i-am invitat să cânte, i-am invitat în sală. Știu. Singur a fost Olguța Berbe care a venit și mi-a adus un buchet de flori. Da. Mulțumesc. Dar nu m-a afectat. Ei, da, dar nu cred că vorbim despre asta. Avem un apel telefonic și aș vrea să vedem cine este la capătul celălalt. Bună seara și bun venit! Să rămână doamna Roberta. Bună seara! Deci... Am vorbit odată și mi-a închis telefonul să n-am avut eu semnal. Nu știu despre cine e vorba. Cu cine vorbim? Cu cine vorbim? S-a întrerupt din nou. Probabil că nu aveți un semnal foarte bun. Noi vorbim cu toată lumea, însă ceea ce are Petrică Mâțu Stoian de spus este extrem de important și eu sunt foarte bucuroasă că cei de acasă ascultă în liniște melodii și povești. Povești de viață. Da, știți ce se întâmplă? Am observat, eu ascult radio Accent, pentru că este radio regional și prinde până aproape de București. Da, este, da, este foarte ascultat. Da. Și avem aici realizatori buni pe Cristina Mateiaș, o salutăm și o felicităm pe Livia Argintaru, la fel. Am văzut că selectează și dau calitate. Este foarte important că avem oameni care știu ce e de făcut. Foarte multă lume intră în direct și mai intră cam aceiași oameni în unele cazuri și alții poate mai bucuroși, alții mai... Acum toamna a ieșit așa luând în brațe. Știi, vorbeam eu cu cineva de cânte cu Bahic. Luând în brațe așa petrecutul acum pe toamnă. Da. Oamenii uită că menirea noastră aici este de a-i bucura. Nu neapărat de a face o educație, însă... Stai puțin, că mai sudă, știi? Mai facem pentru vecina mea de la Raba, pentru vecina mea... Nu te lua de ei de la Raba, că-s aproape de mine de Bobu. Lasă-mă că știu. Pentru vecina mea de la Rovinar, pentru vecinul meu de la Strehaia. Cum așa? Dar e frumos, oamenii vecinii se bucură și se simt bine. Pentru toți vecinii noștri. De aceea s-a creat aceste posturi de radio și de televiziune, ca oamenii să-și mai descățească frunțile ascultându-ne. Da. Și acum și noi venim și ne simțim și noi bine în prezența lor și la fel. Spune-mi, te rog, dacă ai o deviză pe care o urmezi sau drumul tău este așa cum hotărăști tu, mâine faci asta. Sau ai în minte ceva bine stabilit și mâine faci niște lucruri pe care le-ai gândit acum 2 săptămâni. Da, cam așa este. Da? Da? Ești extrem de riguros și de organizat? Și, da. Așa ai fost mereu sau nu. Te-ai educat în timp? Nu, m-am educat în timp. Pentru că mi-am ales locul și exact cum spuneai tu, mi-am ales mediul în care trăiesc și lângă cine trăiesc. Trebuie să-ți alegi oamenii care îți fac cinste și tu să le faci cinste lor. Și atunci toate acestea acumulându-se te formează ca om care poți să fii exemplu pentru altcineva. Drag mi-e să mă duc la munte. Ție ți-e drag să te duc la munte? Mi-e foarte drag. Mi-e foarte drag. Te invit la locul este un cântec foarte frumos. Un cântec foarte frumos. Te invit la locul de cântat, iar noi ascultăm un cântec foarte frumos, așa cum spunea Petrică Mâțu Stoian, drag mi-e să mă duc la munte. Dracu de saltea, o dau dracu de saltea.
pe blana goală. Până o venim mândra iară, până noi fi cu mândra iară, să-mi iau țile noaptea pe mână, să mai spun câte-o minciună. Mai mândră cum ești tu, că aseară-i vrut și acum nu. Aseară pe blana goală ne-am iubit de ține-o vară. Aseară pe blana goală ne-am iubit de ține-o vară. Și tortițe de argint, așa i-am făgăduit. Of, of, Fădelico, mă țin de făgăduială, mă țin de făgăduială, că mi-o veni roaga iară, când o fi la primăvară. Și-o fi timpul tot așa, cine buna n-o mai vrea. Că mi-a venit roaga iară, când o fi la primăvară. Și-o fi timpul tot așa, cine buna n-o mai vrea. Începe, nu mai sta, puiuțule, hai da repede. Ia-o-s mândru, da-ți începe și joacă. Ce să pricepe, nu mai sta, puiuțule, hai da repede. Jocul ăsta îl știu bine, luam mândru, nu mă ține. Hai mândruță dragă, joacă lângă mine. C-o venit lumea la oră, muma să uită de-o oră. Să vadă mândruță de-i aduc vonoară. Fată mare, a venit la joc și o babă că acasă n-are treabă. Uite-o moră cum mai sare, parcă-i fată mare. Da, apără-mă, Doamne Sfinte, rămăsă-i fără cuvinte. Vezi mândruță baba, mi-o luat-o înainte. Uite-o că de râs ne face, știe baba și ce-i place. Danțul ca la munte, binișor să-l joace. Că-i fată bogată. Nea Marină joacă fata și plătește torogoata, ca să vadă lumea toată că-i fată bogată. Poate că dintre ficiori o să-i vină piețătorii, toți de viță bună cu mulți mănișori. Lasă Nea Marină, lasă, geaba ai pământ și casă, tot mândruța mea e cea mai frumoasă. Poate că dintre ficiori o să-i vină piețătorii, toți de viță bună cu mulți mănișori. Dar lasă Nea Marină, lasă, geaba ai pământ și casă, tot mândruța mea e cea mai frumoasă. Felicitări! Te invităm la locul de cântat și m-am bucurat să aud Fălelico. Știi ce s-a întâmplat? Din regie,
Din regie. Din regie. N-au fost atenți copiii din regie. Așa, Bogdan. Și în loc să dea piesa Drame să vă duc la munte, au intrat pe calupul de gorj. De gorj, pentru că mie îmi place să văd că tu cânti gorj. Stai puțin, eu nu o să pot să cânt gorj cum cântă un gorjan, că nu sunt, nu, eu știu. Din dragoste pentru gorjeni ai făcut asta? Da, știu și lungul nasului și al pasului. Mai ales al pasului. Da, și atunci am preluat de la marele nostru lăutar Alită Pițigoi, de la Târgu Cărbunești, melodia asta. Am mai preluat de la... Iată, acu? A, nu e a mea, este a lui. E a lui, dar eu am preluat-o de la lăutari. Sunt cântece atât de frumoase care trebuie promovate și scoase. Care rămân undeva dacă nu, da, trebuie... dacă nu, noi nu le aducem. Un cântec cu cât are mai multe variante este mult mai valoros. Știi că Miorița are 102 variante, iar balada lui Iancu Jeanu are 36 de variante. Iar Hai Mândră Pitiș Pitiș câte variante are, că aș vrea să fac și-o una. Vrei să faci? Hai Mândră Pitiș Pitiș așa până așa, rămâne cocoșată. Așa, aș vrea să fac și asta cu Pitiș, îmi place. E frumoasă melodia. Foarte frumoasă. Da. Să știi că n-a cântat-o, s-a cântat așa doar. Dacă o înregistrez cu ta... A, stai puțin, vreau să-ți mai spun. Spune. Și știi, de fapt, știi, eu am fost primul care am imprimat cu formulă de taraf. Da, ce frumos! Cu vioara aia, cu da, braciu. Cu braciu, cu braciu. Cu maestru Aurel Blondea și mulțumesc. Îl salutăm pe Aurel Blondea. Am fost Blondea. În emisiuni frumoase la televiziune din București cu un taraf organizat de el și s-a cântat live în stilul ăsta. Tu de-a lungul timpului ai făcut foarte multe lucruri frumoase, foarte multe lucruri, adică inedit, mereu ai avut în viața ta inedit. Am mai preluat iar o melodie faină de la Vic Argint, de la Păreu. Știu de pe Vică și să știi că am fost în juriu la un moment dat unde era Vică și i-am dat premiul cel mai mare. Dacă știam că ți-a dat eu o melodie, știam să-mi dea și mie una. Are, să știi. Are, dar încă mai ține, știi? Mai ține ascuns. Mai ține la ele, da. Nevastă sa are melodii frumoase. Astăzi am trecut la Tismana, m-am dus la mănăstire și am trecut pe Godinești, pe Pârâul de Pripor și era la poartă. Am fost atât de grăbit. N-ai că vorbit opream, cu el. Opream, da, am fost grăbit ca să ajung aici la emisiune. Că a ajuns la 6. Am ajuns la 6. Deci emisiunea era la 8 și el a ajuns la 6. Păi... extraordinar. E bine să... Mi-a plăcut să mult fi. Asta. Mi-a plăcut mult asta pentru că atunci când eu am venit și am găsit mașina ta aici, în primul rând mi-a dat o stare de liniște, o stare de mulțumire și apoi o stare de profesionalism. Asta mi s-a părut. Da, așa se face că nu știi ce se întâmplă în timp și așa mai bine să fii. Dacă problemele tehnice au fost... Da, nu așa, suntem nevinovați, nu sunt nici ei și, așa, și oamenii... Spuneam, nu, eu vreau să te întreb ce reprezintă gorjul pentru sufletul tău. Pentru omul Petrică Muțu Stoian și pentru artistul. Pentru că omul și artistul gândesc puțin diferit. Este adevărat. Gorjul reprezintă începutul meu. Da? Da. Pentru că la gorj... Baza ta? Baza. La gorj, în 1993, parcă. 93? Nu știu, mă, să tot fi fost, că eram prea mică. Nu erai atunci tu. Eu și cu Victorița Lăcătuș am câștigat, am fost laureații Festivalului Maria Lătărețu. Dar acum de ce nu m-ați chemat să cânt în festival? Nu știu, că nu m-am ocupat eu, mă scuzați. Da? Uite, vezi, noi te-am chemat la Maria Tănase să vii să cânti. Da, dar eu nu m-am ocupat, nu știu, îmi pare rău. Nu sunt lasă, eu. Mă chemați peste 5 ani. Anul viitor. Peste 5 ani. Anul viitor. Spuneam că gorjul reprezintă începutul meu. Lasă-mă, Olimpace. Uite cum ne perturbă. Te rog. Sunt cântece frumoase, cântece care... mi-a plăcut dintotdeauna să ascult lăutarii gorjului. Ei veneau la nedeile noastre, în partea noastră. Veneau, a mehedințului. Ce mai au venit lăutari de la gorj. Și mergeam când eram mici, casca în gură, ascultam. Și când atât de drag... Parcă îi am acum în asta înseamnă urechi. Pentru artist, da. Nu? Asta înseamnă gorjul pentru artist. Pentru artist. Amintirea aceea a lăutarilor, începuturile tale, iar începuturile pentru omul mele. Petrică Muțu Stoian? Este că am cunoscut oameni
care mi-au marcat traseul spre... Existența. Da, spre... Spre mai bine? Ți-au fost alături, ți-au fost de ajutor? Ai, adică ai repere la Gorj unde... Spuneam de Liviu Dafinescu, care a fost alături de mine și m-a propulsat. M-a susținut, da. Și tot timpul îmi spunea și nu i-am ieșit din cuvânt niciodată. Dar îi mulțumesc încă o dată. Hai să urmărim ceva, vrei? Yes. Un clip vreau să urmărim cu Cănuța, pentru că o să trecem la câte cele acelea, da? De petrecere. Nu, nu vreau, nu? Cănuța. Nu. Facem ce vrea el, că este emisiunea lui. El așa crede, că noi suntem aici la Craiova. Trebuie să bea puțin apă. A adus atâtea cănuțe aici, credea că le vindem. Sunt pe tarabă. Și să știi că băieții în această seară au mai luat din ele, dar eu am de regulă mai multe. Ai că multe? Vreau cu cănuțele să mă petrec aici. Stai puțin, le vinzi, ești pe tarabă, ești la... Păi eu, nu, eu le asta fac... Asta e ceramică de șișești, uite, dragă, vezi? eu le fac... Uite-te, nu. Uite, dă puțin. De șișești? Da. Și care e de horezul? Asta e de șișești, asta e de horezul. Asta e ceramica de horezul și asta e de șișești. Are obiceiurile, datinile și valorile neamului în piept. Da. Le știe pe toate, pentru că uneori am mai făcut și cănuțe și oale și... Am primit cănuțe. Am acasă peste 400-500 de cănuțe. Primite de când am... De când ai făcut melodia. Făcut melodia, mergeam la spectacol, de toate mărimile. Inclusiv Maria Loga mi-a dat o cănuță cât unghia mică. Măi, cum a făcut omul? Și uite, ți-a trimis o cănuță. O mai ai? Da. Ce ești? Cântăm atunci? Oare te invit la locul de cântat? O să cântăm... Lasă-mă pe mine. Tu trebuie să comanzi aici. Si. O să cântăm un videoclip cu mândrele. Petrică Mâțu Stoian cu mândrele lui. Multe mândre-mi poartă dor, zic cui și puișor. Multe mândre-mi poartă dor, zic cui și puișor. Că de mic am fost isteț, al naibii de iubăreț, numai cu vorba le duc. Un județ pe mână-nvârt. Că de mic am fost isteț, al naibii de iubăreț, numai cu vorba le duc. Un județ pe mână-nvârt. Veniți, mândrilor, veniți la mine să mă iubiți. Hai da, veniți cât se poate să vă dea nana de toate. Că de mic am fost isteț, al naibii de iubăreț, numai cu vorba le duc. Un județ pe mână-nvârt. Că de mic am fost isteț, al naibii de iubăreț, numai cu vorba le duc. Un județ pe mână-nvârt. Eu sunt nana-l mândrelor și mi le iubesc cu dor. Pe toate le strâng la sân și le dau tot ce-am mai bun. Că de mic am fost isteț, al naibii de iubăreț, numai cu vorba le duc. Un județ pe mână-nvârt. Că de mic am fost isteț, al naibii de iubăreț, numai cu vorba le duc. Un județ pe mână-nvârt. Thank you.
am mândruțe de le duc la munca și la iubit. Domn am fost și domn rămân, că pe mine am fost stăpân. Că de mic am fost isteț, al naibii de iubăreț, mai cu vorba le duc. Un județ, un județ pe mână-n vânt, că de mic am fost isteț, al naibii de iubăreț, mai cu vorba le duc. Un județ, un județ pe mână-n vânt. La Dolce Vita, a doua pizza e gratis. Comanzi o pizza și mai primești încă una gratis, identică. La comenzile cu livrare la domiciliu, la o pizza comandată primești încă una gratis. Sau de ce nu, la două pizza comandate mai primești încă două gratis. Sau puteți alege în loc de pizza gratis un pet mare de Pepsi sau de bere. Câte pizza comandați, atâtea băuturi primiți. Telefon livrări 0253 221177, 0353 401177 sau 0731-347-831. Dolce Vita, pizza pentru amândoi. Pentru cine construiește, depozitul Adelia Con materiale de calitate pregătește. La depozitul Adelia Con din Târgu Cărbunești găsiți toată gama de materiale de construcții, începând de la ciment, fier, cărămidă, BCA și multibat și până la țiglă, gresie, faianță, vopsea lavabilă și tot ce trebuie pentru finisaje. Depozitul Adelia Con în Târgu Cărbunești, strada Pieții numărul 26, la 300 de metri de la CEAS spre piață, pe partea dreaptă. Transportul la domiciliu se face cu mașini între 3 și 22 de tone, inclusiv cu mașină prevăzută cu macara de încărcare-descărcare. Depozitul Adelia Con. Meseria și știu de ce. Husqvarna a început campania de toamnă 2017. Motoferăstrăul 236 la prețul de numai 749 lei, destinat oricărui gospodar priceput. La modelele 435, 440, 445 sau 450 primiți cadou două lanțuri Husqvarna, precum și la modelele destinate profesioniștilor, începând cu modelul 560, primiți cadou o șină de ghidaj și două lanțuri Oregon. Oferte de nerefuzat la frezele de zăpadă, începând cu prețuri de la 3199 lei. La fiecare lanț Oregon cumpărat veți primi cadou o pilă, iar la cumpărarea unei șine de ghidaj Oregon, cadou un litru de ulei pentru ungere. Vă așteptăm în rețeaua noastră de magazine din Târgu Jiu și județul Gorj. Telefon 0253 210736. Husqvarna, e al naibii de greu să fim cei mai buni. Pomadil.ro. De ce noi? Pentru că suntem cei mai buni în domeniul distribuției. Începând de la alimente, cafea, băuturi alcoolice și non-alcoolice, cosmetice, pachete aniversare și până la vinuri de cea mai bună calitate. Pomadil.ro. Livrăm în afara orașului la o comandă minimă de 100 de lei, transportul este de 10 lei. Pentru comenzi de peste 2000 de lei, transportul este gratuit în afara orașului, iar în Târgu Jiu livrarea este gratuită, indiferent de valoarea comenzii. Pomadil.ro. Pentru comenzi, contactați-ne la numerele de telefon 0253 237 420 sau 0756 112 054. Pomadil.ro. Satisfacția noastră, mulțumirea dumneavoastră. Pornește la drum cu cei mai buni. Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC. Obține acum categoria de permis auto B, BE, C, CE cu cei mai buni instructori. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, cabinet pentru efectuarea testelor psihologice și fișe auto, program flexibil pentru orele de conducere, consilierea și pregătirea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final, dar și un impresionant parc auto. Vrei permis? Alegerea este a ta. Hai la drum cu Auto TNC. Ne găsiți în Târgu Jiu, vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Cu noi totul este mai simplu, pentru un succes garantat. Școala de șoferi Auto TNC. Telefon 0765 050111. Prin mesajul Îndrăznește să visezi, se desfășoară campania de informare și conștientizare privind rolul tinerilor în dezvoltarea comunității, denumită Tinerii de azi, oportunități, potențial și bariere. Campania este derulată în cadrul proiectului cu titlul Încrederea vine din acțiune, implementat de către Asociația Iubire pentru Oameni Rovinari, în parteneriat cu DGASPC Sălaj și SC Anaida Agroturism SRL Bihor.
proiect finanțat de Ministerul Tineretului și Sportului prin programul de finanțare Concurs Național de Proiecte de Tineret 2017. V-ați făcut planuri pentru noaptea dintre ani? Dacă nu, vă spunem noi! Restaurant Infinit organizează de Revelion 2018 cea mai frumoasă petrecere, cu muzică bună, preparate culinare pe alese și un spectaculos foc de artificii. Atmosfera va fi întreținută de orchestra Any Events Music și artiști îndrăgiți de dumneavoastră, Roberta Crintea, Emil Badea, Reli Gherghescu și Dumitru Vasilescu. Toate acestea la numai 220 de lei, totul inclus. Restaurant Infinit. Petrecere la nesfârșit. Restaurant Tiara Events, locația perfectă pentru evenimentul tău. Restaurant Tiara Events vine acum în întâmpinarea tuturor clienților cu o sală nouă, având o capacitate de 500 de locuri pentru nunți, botezuri, majorate și alte evenimente speciale din viața dumneavoastră. Vă oferim prețuri fără concurență. Restaurant Tiara Events organizează Revelion 2018 la un preț de numai 170 de lei de persoană. Atmosfera va fi întreținută de formația Surorile Burlan. Invitați speciali Olguța Berbec și Emil Badea. Sunt Olguța Berbec și dacă doriți să pășim împreună spre noul an 2018, vă aștept în noaptea de Revelion la restaurantul Tiara din Bălești. Sunt Emil Badea și vă invit în noaptea de Revelion să petrecem la restaurantul Tiara din Bălești. La ora 1 voi fi acolo. Relații și rezervări la numerele de telefon 0765 168 764 sau 0763 311 774. Tiara Events, locul ideal pentru evenimentul tău. Șoferii isteți își montează instalație GPL la Vumar Prod SRL. Vumar Prod SRL, dispunem de servici automontaj, întreținere și reparații instalații GPL. Ne găsiți în fiecare zi de luni până vineri, de la ora 9 până la ora 16. Puteți să ne contactați și la numărul de telefon 0253 214 554. Vumar Prod SRL este la dispoziția dumneavoastră cu două stații GPL în Târgu Jiu, pe strada Luncilor numărul 85 și pe calea București numărul 64, 24 de ore din 24 și 7 zile din 7. Vumar Prod SRL. De 14 ani suntem împreună și continuăm tot împreună. Vumar Prod SRL. Grijă pentru mașina ta. Am urmărit tot ce era de urmărit, și videoclip și puțină publicitate, și am urmărit și o melodie de Gorj și mai avem două melodii de Gorj, pentru că oamenii, cei de la Gorj, sunt dornici de a asculta muzică gorjenească. Ei, uite, am o melodie imprimată chiar cu maestru Aurel Blondea în studiourile de la Sadu, înregistrări vechi. Vechi. Acum, vocea de atunci era cum era și studioul era... Gorjule, Floare Mândră și Vino Mândruliță Jos în Poieniță? Da, Vino Mândruliță Jos în Poieniță este făcut cu maestru Nicolae Bodgros. Dar o să vreau să le cânt așa acum, cum îmi place mie. Adică? Și vreau să le dedic special patronului nostru, Emil Badea. Când a sunat? Mamă, ne-am speriat când am văzut, ne-a sunat. Desfășurătorul l-am desfășurat. Urmărim pe Petrica Mățu Stăian cu două melodii frumoase de Gorj, două melodii vechi imprimate pentru, special pentru gorjeni. Petrica Mățu Stăian. Oh,
toată lumea te laudă. Și la muncă și la joc, Gorja nu-i pe primul loc. Și la muncă și la joc, nu-i pe primul loc. Gorjul are și la joc, Gorja nu-i pe primul loc. Și la muncă și la joc, Gorja nu-i pe primul loc. Dacă ne-am certat, vino nu mai sta, grea-i dragostea. Te-ai fi supărat, dacă ne-am certat, vino nu mai sta, grea-i dragostea. Spune-mi, mândruliță, spune-mi drept, să te aștept, mândruță, ori să nu te mai aștept. Spune-mi, mândruliță, spune-mi drept, să te aștept, mândruță, ori să nu te mai aștept. Așteptam la riu, la salca rotată, de vârf a plecat. Cu morgul de friu, te așteptam la riu, la salca rotată, de vârf a plecat. Ne iubeam cu dor, jos lângă izvor, hai mândră mai tare, că luna răsare. Ne iubeam cu dor, jos lângă izvor, hai mândră mai tare, că luna răsare. Spune-mi, mândruliță, spune-mi drept, să te aștept, mândruță, ori să nu te mai aștept. Spune-mi, mândruliță, spune-mi drept, să te aștept, mândruță, ori să nu te mai aștept. Nima nu ne vede, numai codru verde. Săracă de lună,
dragoste mai bună, numai nu ne vede, numai codru verde, codru și un izvor, luna și un mor, vino mândruliță, jos în poieniță, codru și un izvor, luna și un mor, vino mândruliță, jos în poieniță, spune mândruliță, spune-mi drept, să te aștept mândruță, o să nu te mai aștept. Spune mândruliță, spune-mi drept, să te aștept mândruță, o să nu te mai aștept. Foarte frumos. Te aștept aici pentru că, uite, că tu ai cântat Răsfoian Cărticica asta și știi ce am văzut? Mm. Ești bărbat bine. Eu da? Drept să spui. Dar uite-te în realitate. Drept să... nu știu cum să spui, dar poze, îmi place că în poza pozele sunt pozele, pozele sunt poze. Photoshopate? Nu. Ești cam bine aici. Sunt îmbrăcat altfel de asta. În alt fel, da. Da. Omul frumos cu mustață este titlul de album. Da, este titlul. Te definește? Este titlul de album, dar nu, nu sunt eu. Oh, drept să spui. Nu ești. Stai puțin. Este vorba de omul de la munte, omul cu mustață, omul. Tu știi cine. Asta înseamnă că te reprezintă. Tu știi cine poartă mustață? Bărbatul meu. Oamenii liberi, oamenii care au ceva de spus. Oamenii însemnați. Oamenii însemnați, oamenii de la munte. Și ai văzut cum spune... A râde pe mustață, a răsuci mustața. Sunt ușor niște... cu geal, așa. Da, sunt niște... Cu geală se spune dincolo, peste geal. E ușor cu geal. Da, e un cântec frumos. Să știi că s-au regăsit foarte mulți. Nu l-a cântat pentru mine. Eu să știi că am cântat trăirile semenilor mei cu tot ceea ce ține de îndeletnicile lor, de bucuriile lor, tristețile lor. Dar există un cântec pentru sufletul tău, un cântec pe care tu îl iubești foarte mult? Există, dar o să-l cânt la final și o să fie o surpriză pentru tine. O surpriză. Foarte mare surpriză. Să știi că avem foarte puțin timp, de aceea, cu permisiunea ta, o să cântăm mai mult. Cântăm. Decât o să vorbim, pentru că noi după aia vorbim la telefon, dacă vrei. Stai puțin, nu vorbim la telefon. Vreau să-mi salut toți prietenii din țară. Ne-au trimis mesaje din Suceava, că ne urmăresc. Ne-au sunit de la Vâlcea, de la Bârlad. De peste tot. Salut mehedințenii mei, izvercenii mei, pe toți. Îi iubesc și gata, mă duc să cânt. Omul frumos cu mustață. Omul frumos cu mustață, îl ascultăm pe Petrică Mâțu Stoian, pentru că nu mai sunt foarte multe minute de vorbit. Vom cânta mai mult. Le dă patronul. Omo frumos cu mustață, toate mândrele răsfață, unele-i țin calea în parte, pe la ele să se abată, altele pe la răscruce, cu rachiu și gură dulce, una îl cheamă prin grădină, numai la el să rămână, numai la el să rămână, cred că mustața-i de vină. Omul frumos cu mustață și cu uitătura moață, motre mândruțelor vrea că are pe vino-n coa, dar inima lui e dată la o mândră sprâncenată. Se găsi un pic mai oață, nu-l lăsă la alta-n brață, nu-l lăsă la alta-n brață, să-l sărute pe mustață. Mustață. Când prinde mândruța-n brață, ridică sprâncenile, sucește mustățile, parcă-ar zice vinul în coa, lasă-mă, nu mă lăsa,
Du-te încolo, vino-n coace, hai cu nana dacă-ți place. Du-te încolo, vino-n coace, hai la nana, știu că-ți place. Arunc-o privire oață și zâmbesc pe sumustață. Și credeți-mă că vine singură în brață la mine. Dar și eu mă țin felos, la 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 la, că sunt îmbrăcat frumos, la 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 la. Jocul de la munce, la 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 la, cu târcoale mulce, la 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 la, dar tot ce s-a întâmplat, la 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 la, desi eu păsat, la la. Învârteam în drapoalele, la-la-la-la-la-la, de sără picioarele, la-la-la-la-la. Dar eu mă țin și mai frumos, la-la-la-la-la-la, că joc cu mândra frumos, la-la-la-la-la. Ne-am înveselit cu Petrică Mățu Stoian. Ne-am înveselit cu cântece frumoase, cântece de joc. Între timp, Cristina Mateiaș, prietena noastră, ne roagă să-l salutăm pe domnul doctor chirurg de la Cărbunești, Corneliu Dobran. Îl salutăm cu drag. Și îi dăruim toate cântecele pe care tu le cânti în seara aceasta. Toată emisiunea. Așa cum spuneam mai devreme, că tu ai abordat foarte multe melodii de petrecere, melodii de joc, repertoriu, cântece adică, de nuntă și de mormântare. Cuprinde tot ceea ce... cu toate trăirile oamenilor. Ai adus câte puțin din fiecare. Da, am până la păcatul strămoșesc, moștenit până la noua generație. Sunt culegeri din zonă, sunt trăirile noastre. Dar cele mai aproape de suflet ți-au rămas doinele, știu eu. Este adevărat, eu cu asta m-am și făcut, m-am remarcat în emisiunea Tezaur Folcloric. Cu asta te-ai făcut mare. Doinele sunt ale noastre, sunt de acolo și îi mulțumesc Dumnezeu că mă ține bine, mă ține sănătos și le pot cânta. Îți spuseai drept să spui că ești bine așa la cărticică, vedeam. Deci nu te supăra, dar le cam cânt bine, să mă ierte. Să mă ierte cine zice că nu, că nu. Le cam cânt bine. Că-s de acolo, să le mele. Să le mele și-s născut acolo și, dacă, și le și vorbesc. Deci scot ăștia ochii, tot așa îmi fac semne, ochii. Care trebuie copii? Să cântăm toți, să cântăm? Vezi, cu geamul, cu tot. Iar? Să cântăm? Cântăm cânte cu Bahic, cântăm... cu ce, Doamne, prunele! Hai, mă, acum, că hai, s-a făcut, mă, cu cazanul. Lasă, că acum ne petrece mai tare. Cine ne forțează? Și bea, omule, și petrece. Nu vezi ăștia? Ăștia pe noi. Cântăm cântece de petrecere, bea, omule, și petrece și coace, Doamne, prunele. Hai să facem o sârbă. Doamne, prunele, să umplem cazanele, să curgă rachiu pe țavă, să beau cu mândruța dragă. Coace, Doamne, prunele, să umplem
cazanele, să curgă rachiu pe țavă, să beau cu mândruța dragă. Hai să bem un păhărel, numai un umititel. Hai să bem câte o canuță adusă de-a mea mândruță. Să bem, să bem, să bem, până mâine tot ce avem, că ne trece un an din viață și ne îmbătrânim la față. Hai să bem, să bem, să bem, până mâine tot ce avem, că ne trece un an din viață și ne îmbătrânim la față. Beau și vin, beau și rachiu, de nimica nu mai știu. Umple-ul ceaua de vin, cam la inimă venim. Bună, bună! Și așa! Freacă cu oțet, nu mă țin picioarele, mă, o fost scoate prunile. O, Doamne, că iar m-am băt, iar mă freacă cu oțet, și la nas îmi pune ceapă, că beui vin fără apă. Dă-ne, Doamne, al bogat, să nu m-am prumut la stat, să fac vin mult și rachie, să nu beau pe datorie. Bucură-te, cușoariță, că vin să șer o guriță, o guriță și-n pahar, vin și mâine seară iar. Duce să bea la birt, vrea să-și aline amaru, cu sticla și cu paharu. Vrea să-și aline amaru, cu sticla și cu paharu. Bea, omule, și petrece, că nu știi viața cum trece. Iubește la tine viețe, să nu pleci la bătrânețe. Petrece, că nu știi viața cum trece. Iubește cât poți pe lume, că nimic nu e cu tine. Toată lumea m-a vorbit că-mi petrec viața la birt, și-mi poartă grija dușmanii că la birt îmi cheltui banii. Și-mi poartă grija dușmanii că la birt îmi cheltui banii. Zică dușmanii ce-o zice, cum n-ai ba să nu se strice. Dacă-i stricăți banii mei, cu ce le-ar păsa de ei? Că dușmanii ce-o zice, cum n-ai ba să nu se strice. Că șampania-i spumoasă și chelnerița-i frumoasă. Bine! Hai da, hai! Și tot lumea a vorbit că nu sunt bun de nimic, să vorbească ori și cine, că și ei mor ca și mine. Să vorbească ori și cine, că și ei mor ca și mine. Bea, omule, și petrece, că nu știi viața cum trece. Iubește la tinerețe, să nu pleci la bătrânețe. Că nu știi viața cum trece. Iubește cât poți pe lume, că nimic nu e cu tine. Hei! Poftiți! Poftiți lângă la locul de cântat. Hey. Nu-mi dă duș nimic să beau. Păi nu fu, că ăștia nu ne dă dură, că eu adusei apă, dar dacă nu ne dă dură nimic. Eu nu fu. Auzi? Aud. Mă gândeam așa, când bea omule și petrece, tu ai regrete? Eu nu. Nici unul? Mai că ai făcut tot? Nu, serios, nu. Tot ai făcut ce ai vrut? Eu am făcut ce mi-a plăcut. Toate le-am făcut așa, cu drag, cum mi-am dorit. Eu, să știi, Robert, eu trăiesc după placul meu, după placul nimănui. Și nici după placul lumii, trăiesc cum vreau eu.
eu mă simt bine în lumea mea. Deci, mi-e foarte bine. Asta e cea mai mare realizare a vieții, să faci ceea ce îți place. Sigur că da. Pentru că noi avem o profesie care, într-adevăr, este tot ce ne-am dorit noi. Da. Să faci ceea ce îți place și să trăiești cum dorești. Trebuie să fiu un exemplu pentru lume, dar nu trăiesc după ideile lumii. Crezi în Dumnezeu? Eu? Da. Doamne, cum să nu? Mergi la biserică sau asta faci merg în sufletul biserică, tău? Merg la biserică, dar nu merg la biserică așa ca un fariseu. Merg și mă rog. Dar nu neapărat să merg la biserică să mă rog. Pot să mă rog și acasă. Da. Dumnezeu e cu mine în mașină, peste tot. Și acum este între noi. Dar tu aveai un loc așa al tău cu icoane, știu eu. L-ai? L-am. Există? Când vii pe la mine să vezi. Uite, rugăm pe Emil să vină cu echipe să filmeze. Da, chiar o să venim, pentru că eu chiar am vorbit cu cei din familia ta să trec pe la... Pentru că acolo ești înconjurat de... Da, mi-aș dori ca Emil, dacă ar putea să fie, să vină aici lângă noi, mi-aș dori să cânt cu el o melodie. Oare o fi? Nu știu dacă o ajunge. Dacă ne vezi, dar nu contează, poate să vină și civil și cu geaca pe el. Dacă ne vede să vină, dacă nu, să stea acasă la el, că să... noi știm de ce venim, nu mergem în emisiunea lui. Deci după ce cânte o melodie cu Cănuța... Acum cântăm Cănuța. Da? Clip. Avem clip da? Cu Cănuța. Ce frumos. Ne gândim la Emil. Uite, hai să-ți explic cine e pe clip. La început este o poză alb-negru. Sunt bunicii mei, din partea mamei. Tata Ioș cu Baba Calina. Ce frumos i-ai păstrat. I-am păstrat și am... Și părinții pe cărticică și da. Bunicii. Ascultăm videoclipul cu Cănuța, timp în care îl sunăm pe Emil Badea. Hai să-l sunăm. Hai să o să bucurăm și pe doamna de la Motru. Cum o cheamă, măi, Oli? Lucica Țăran. Doamna Cati de la Motru. Nu știi nimic. Cum nu doamna știu? Cati de la Motru iubește pe Emil Badea și îmi spune: doamna Roberta, păi de ce nu le ia mie acasă? Îmi place și de Emil Badea. Bine, doamnă, păi de ce nu le ia acasă dacă le iubește? Ce-ți mă fac eu dacă vă place? Ascultăm cântecul cu Cănuța. Mă, de ce nu le ia acasă dacă le iubește? Nu știu, că n-am uitat să o întreb. Petrica Mățu Stoian, că noi trebuie să ne hizilim aici puțin. Stai puțin, vreau să spun că mâine plec la Suceava. Mâine seara am zbor la Suceava, poi mâine am un concert foarte fain. Trec și la Cluj, dacă te interesează. Și mă așteaptă prietenii mei dragi. De-aia salut așa cu... Prea Porumbescu și finii mei, pe Ionut și pe Simona. Îi salut și prietenul nostru pe Sorin Filip. Îl salutăm pe Sorin Filip. Margareta, Clipa, o pupăm pe doamna Margareta. George Finiș și toți colegii. Nu te ridica niciunde. Mi-au spus că mă așteaptă. Așa, dragă mea, să mă întâlnesc. O să vină, Petrica Mățu. Și pe 22 mă duc la Satul Mare. Pe 22? Ai foarte multe, dar foarte frumoase concerte în țară, pentru că oamenii iubesc cântecul tău. Acolo sunt așteptat de Nicolae Mureșan, Leontina Dorca, Carmen Sas. O să fie un tezaur folcloric frumos. Cât de frumos. Da. Ascultăm Cănuța și ne întoarcem cu Petrica Mățu Stoian. Hai să vezi pe bunica. Păi iau s-o duc și moșul meu, și de el îmi pare rău. Din averea ce-o împărțit, o Cănuța moștenit. O s-o duc și moșul meu, și de el îmi pare rău. Din averea ce-o împărțit, o Cănuța moștenit. Și mi-a zis cu grai de moarte: ai grijă cum bine poate, asta e Cănuța mea, când bei tu și eu ai bea. Atunci mare necaz, nu prea stau pe acasă treaz. Beau numai rachiu de prună, cu Cănuța dorm în mână. Și de atunci mare necaz, nu prea stau pe acasă treaz. Beau numai rachiu de prună, cu Cănuța dorm în mână. Dar moșul meu câteodată parcă-n vis mi se arată, că mă strigă în miez de noapte, mor de sete, mai nepoate, mă!
canuța iau, burachiu și iară beau. Nu las pe moșul să aștepte, îmi e că moare de sete. Mă trezesc canuța iau, burachiu și iară beau. Nu las pe moșul să aștepte, îmi e că moare de sete. Dar într-o zi ce mi-a venit, am stat și m-am tot gândit. Am fost prost că l-am crezut, nu moare că-i mor de mult. M-am dus cu cănuța-n prag, ca să dau cu ea s-o sparg. Văd pe moșul strigă, bine sparge-o, că te iau cu mine! Hei! Hei! Știi ce s-a întâmplat? Uite, n-a fost videoclipul ăla. Aici sunt niște filmări făcute anul trecut la crama de la Ghercești. La Nenelu Șerban. La Nenelu Șerban, e finul meu. Da, Nenelu și prietenul Șerban, meu. Da. Și... cu timpul am să îi promit lui Emil că îi trimit videoclipul meu cu bunica. Da, trebuie să-l vedem, pentru că tu îmi spusese uite-te la bunicii mei și bunicii tăi. Și m-ai văzut pe mine cu mustață. Aranjamentul era frumos, cu braț, cu globuri. Abia așteptăm acum, ne apucăm și noi de, nu știu când, ne apucăm. Lasă și noi că de... eu mai mult... Ție îți place asta cu cireșii? Da, mai mult îmi place primăvara. Uite, atâta păpădie, imaginează-ți când se formează ele și... E foarte frumos, însă chiar acum trebuie să ne pregătim și noi de sărbătorile de Crăciun, de... Da, chiar nu ne aduce nimic Emil al nostru. Nu știu, cred că ne aduce iar niște apă. Oare ne aduce careva ceva? Ia taci. Ia taci că vine patronul. Ia mai chea. Nu cred. Hai mă. Bine v-am găsit. Aveți microfoane? Hai mă, bine ai venit. Ce faci? Să trăiești, Nepetrică? Să trăiți, domnul. Emil Badea, doamna Cati, uitați-l aici. Să rămână doamna Cati. Stai să treci aici, să vorbești aici, să te auzi. Îmi cer scuze pentru ținută, dar am venit repede să vă aduc ceva de băut, că auzi că avem invitat. Dacă de... e apă, ești terminat. Tu! Asta e geprună. E diluant. Diluant. Dragii mei, Roberta, toată lumea știe că Emil este copilul meu. Atunci era mic. Nu cred. Cântați amândoi? Statui cu taica la sfat, să mă vețe ce să fac, dacă e bine sau nu, să iubesc ca nebunul. Statui cu taica la sfat, să mă vețe ce să fac, dacă e bine sau nu, să iubesc ca nebunul. Cum să nu iubești, tăicuță, dacă tu-mi semeleit? Că și eu nici o mândruță n-am iertat-o la iubit. Iubește, taică, iubește tot ce-ți cere inima. Ce-i frumos și-ți place ție, păi copile, nu ierta. Mi-a dat mustață, toace mâinile la mine, veneam să le strâng în brață. Eram cine, el ca cine, fălos că mi-a dat mustață, toate mâinile la mine, veneam să le strâng în brață. Asta-i cuță că și-acum ai coșete lăuda, toace mândrele pe drum să uită la dumneata. Cum să ne iubești, taicuță, dacă tu-mi semeni leit? Că și eu nici o mândruță n-am iertat-o la iubit. Atunci stai că nu mai stau, că nu-i vreme ce pierdut. Pace mândrele le iau în brață și le sărut. Iubește la fel ca mine, o să ai și tu copii.
Ce-ntreba mâine, păi mâine, să-i ce ne povesti. Că femeia e lăsată pe pământ cu dragostea, vrea să fie sărutată, cât ar zice că nu vrea. Bravo, mă, copile! Felicitați-vă! Unul pe altul, eu ce să mai zic. Vă salut, Aurel. Roberta, stai puțin. Și noi îl salutăm. M-am uitat așa la copilul meu, s-a cam mărit. E, da, a crescut. S-a mărit, a crescut, am și nepoți. Mai chiar. Să-i dea Dumnezeu sănătate, da, să fie fericit. A, copilul lui. Da. Mulțumesc frumos. Mulțumesc că... Mulțumesc și eu din suflet că ați când venit are... aici alături de noi, domnul Petrică, nea Petrică. O să mai vin. Tatăl meu spiritual. Să-ți iei tuica că suntem cu mașina. Păi o iau, o bem după. Că de aia zicei. Și trebuie să spun că am venit de pe drum, am venit așa să vă salut. Nu contează. Ai venit pe jos, bănesc. Ești foarte bine, ești îmbrăcat. Ai, bravo, ai stil. Succes în continuare. Mulțumim. Mulțumim foarte mult. Îl strigași veni? Vezi ce înseamnă? Ce înseamnă să ce înseamnă să ai, să ai copii ascultători? Mă scuminți ăștia ce ai. Da. El nu vă zici cum veni cu sticla. Cum da. Se cade, nu că e... aici nu vă spun ni lapte și miere, curge lapte și miere. Cum se da. Cade, da. Și miere. De miere. Miere de unde? Are el undeva. Are, da. Hai să trecem la lucruri serioase. Ha, pe toți astea ce au fost? Nu știu, asta a fost o hizilire pe aici. Că aduce fost... el de beut, de noi suntem cu mașina și noi respectăm regulile de circulație. Lasă că ne dă la pachet. Îmi place cel mai mult, că și așa am o treabă acum. Toate piesele reprezintă o paletă largă de simțiri, toate piesele tale. Este adevărat. Și te-am întrebat la un moment dat și ai vrut să păstrezi asta pentru un final, pentru finalul emisiunii, dacă ai o piesă iubită de tine, o piesă preferată, o piesă a sufletului tău sau pentru sufletul tău. Dacă toate le-am făcut în lume cu drag și cu respect față de semenii mei, am scris un cânt, spuneam și spun, niciodată nu m-am pus în cântece. Nu am pus pentru că nu interesează Doamne, pe nimeni. Doamne, că eu am și plâns la un cântec de-al tău și am crezut că tu acolo te pusesei tu când acolo nu erai. Nu, iubita mea, eu am spus că interpretez trăirile semenilor mei. Nu mă pun în cântece. De data asta am făcut un cântec pentru mine. Știi de ce? Pentru că anul trecut am împlinit 30 de ani de carieră artistică. Mulțumim. Aplaudă-mă! Mulți ani trăiască! Așa, și știi foarte bine că nu m-am făcut cântăreț peste noapte. Și ai 30 de albume. Da, am 30 de albume. Ce frumos. Scoase, editate bine. Mai am 29. Pe fiecare album am adus câte un cântec pe care mi l-au cântat cam toată țara. Toată lumea. Asta este marea noastră bucurie. Cântă lumea. Iar de data asta am scris un cântec pentru mine. Toate cu drag le-am făcut. Normal, ai făcut și pentru Gheorghe, pentru unchiul tău? Da. Normal, este greșit când am spus toate cu drag. Pe toate cu drag le-am făcut. Dar în folclor se admite. Se admite, sigur că sunt cuvinte care se admit doar în folclor. Însă, mi-aduc eu aminte că cineva îmi făcuse mie o piesă și zicea ceva să beau bere, să beau... Da, pe ce berea nu-i băutură? Nu știu, dar s-a supărat foarte tare când i-a spus că nu pot să cânt totuși că să beau bere. Nu pot să bei bere. Nu pot să beau bere în cântec. Să beau și un vin, beau un rachiu. În cântec chiar nu pot să beau bere. Să mă crezi. Asta cu toate și pe toate mai merge, de asta cu berea deloc. Da, pe toate cu drag le-am făcut și să știi că am făcut lucruri în viață de care atunci când îmi amintesc nu mi-este rușine. Foarte frumos. Să știi că am învățat întotdeauna lucruri de la tine, de la cei dinaintea mea, dar și de la tine și mi-a plăcut în seara aceasta să mă aflu alături de tine, să văd încrederea pe care o ai și să fur și eu un pic din ea, pentru că așa reușești, luând de la alții cei buni. Furând. Eu am văzut la cei dinaintea mea lucruri frumoase și bune și mi-au stat strajă sufletului meu. Spuneai de succes, dacă ești, cum să spun, în coasta cuiva. Da. Întotdeauna eu urmăresc colegii mei. Zi-mă, ce a editat prietenul meu? O melodie frumoasă, i-a mers. Eu trebuie să fac, noi trebuie să vin tot timpul într-o competiție. Trebuie să aduc altceva ca să fie, să rămâi acolo. Că altfel dacă... Să se creeze un echilibru. Da, și atunci tu stai și te gândești doar la ăla și îi trimiți... Nu,
trebuie să gândești pozitiv și să și ieși, peste. Să ieși. Și tu să fii la nivelul lui. Și asta este, aceasta este cheia succesului. Aceasta este. Vedeți unde era cheia? Da. Eu v-am obișnuit să... Prin ură și prin dușmănie nu faci nimic. Toate se întorc împotriva. Te scoam un bumerang. A dat în tine. Te-a lovit. Așa că fii bun, zâmbește, trăiește fiecare zi ca și cum ar fi ultima. Toate cu drag le-am făcut. Ian. Viață muncind și averea agonisind, greul m-a călit în viață, lumirele să-i fac față. Toate cu drag le-am făcut, nimeni nu m-a întrecut. Le-am făcut, le-i ține bine, cu fruntea sus merg prin lume. Toate cu drag le-am făcut, nimeni nu m-a întrecut. Le-am făcut, le-i ține bine, cu fruntea sus merg prin lume. Am pierdut, am câștigat, am căzut, m-am ridicat. Niciodată nu m-am plâns, la nimeni nimic n-am spus. Toate cu drag le-am făcut, nimeni nu m-a întrecut. Le-am făcut, le-i ține bine, cu fruntea sus merg prin lume. Toate cu drag le-am făcut, nimeni nu m-a întrecut. Le-am făcut, le-i ține bine, cu fruntea sus merg prin lume. Jumătatea vieții am de toate și mi-e bine, și nu dușmănesc pe nimeni. Toate cu drag le-am făcut, nimeni nu m-a întrecut. Le-am făcut, le-i ține bine, cu fruntea sus merg prin lume. Toate cu drag le-am făcut, nimeni nu m-a întrecut. Le-am făcut, le-i ține bine, cu fruntea sus merg prin lume. Te invit la locul de cântă. Vezi? M-ai convins că toate le-ai făcut cu drag. Vezi, un cântec foarte scurt, decât mult și fără rost. Mai bine puțin și prost. Puțin și bun. Știi de ce? Cântecele trebuie să fie foarte scurte, mă. Dacă n-ai spus în prima strofă și într-a doua, ce spui într-a opta și a noua? Cum? Concluzia, dragă, concluzia. 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 Concluzia poate să fie în a doua strofă. Ne bucurăm că, uite, am lungit un pic emisiunea și de dragul tău am și de dragul... Peste? Am trecut de mult. Mamă, ce frumos! Da, dar e totul liniște, nu se supără nimeni, nu se deschide nicio ușă. Oli mai face așa cu mâinile, mai, dar nu e nicio problemă. El face constructiv ca să ne uităm la camere, că altfel ne uita pe pereți și noi în momentul când ne uităm la camere, telespectatorii zic, uite, la mine se uită. Dar noi acolo ne uităm, acolo dumnealor. Da. Eu vreau să te las pe tine să ți la revedere. Înainte de aceasta îmi iau eu și spun bucuria și binecuvântarea lui Dumnezeu să vină în casa dumneavoastră, pentru că ultimele cuvinte vreau să fie ale lui Petrică. A fost invitatul meu de suflet și îi mulțumesc că a fost prezent în această seară. Mi-a bucurat inima și chiar i-am scris un mesaj în care i-am expus bucuria și emoția cu care l-aștept. Îți mulțumesc frumos. Să rămână. Eu... am o piesă cu care o să închei emisia din această seară, dăruită de prietenul nostru Daniel Pârvu, Vivaldi, cum Vivaldi, știe toată lumea, Vivaldi. Și Nicu Argint, soțul lui Cami. Ah! Da. Cami Argint, da. Contrabasistul.
Da. Mi-au dăruit această piesă, mi-a spus ia-o și cânt-o, că e frumoasă, e păcat să rămână. Au inima. Iar pentru dumneavoastră, dragi telespectatori, pentru că o să vină sărbătorile de iarnă, nu știu dacă o să mai fiu până atunci aici la dumneavoastră, dar cu siguranță o să filmez la prietenul nostru Badea la Accent TV pentru iarnă. Vă urez din suflet ca sărbătorile să vă aducă bucurii în casă, să fiți fericiți și toate visurile să vi se îndeplinească. La revedere. Și acum au inima pentru toți cei care au probleme cu inima din dragoste, nu de domeniu medical. Am înțeles. Au inima. Ce să mă mai fac cu ea? Am o minte ticăloasă, o inimă ambițioasă. Au inima, ce să mă mai fac cu ea? Am o minte ticăloasă, o inimă ambițioasă. Că tot ce-mi cere inima, muncesc ca să îi pot da. O lună și o săptămână să-mi fac inimioară bună. Tot ce-mi cere inima, muncesc ca să îi pot da. O lună și o săptămână să-mi fac inimioară bună. Doare săraca, dacă aș ști de vasta ta și mai tare te-ar durea. Au, inima, cum te doare săraca, dacă aș ști de vasta ta și mai tare te-ar durea. Că de-ar ști ce-are în bătătură, n-ai mânca ciorbă o lună. Apă și pâine uscată, să n-ai vreo poftă ciudată. De-ar ști ce-are în bătătură, n-ai mânca ciorbă o lună. Și pâine uscată, să n-ai vreo poftă ciudată. Ce să mă mai fac cu ea, că eu aș fi om cu minte, dar ea o ia înainte. Au inima, ce să mă mai fac cu ea, că eu aș fi om cu minte, dar ea o ia înainte. Mintea că mi-o zăpăcește, gura fără ea vorbește. Uite așa intr-un păcat și eu sunt nevinovat. Mintea că mi-o zăpăcește, gura fără ea vorbește. Păi uite așa intr-un păcat și eu sunt nevinovat. Au inima, mă doare săraca, să-i dau doctorii amară și mai tare o să mă doară. Au inima rău, mă doare săraca, să-i dau doctorii amară și mai tare o să mă doară. Că nu găsesc în farmacie la tot ce-mi trebuie mie. Că îmi trebuie una frumoasă să-mi scoată junghiul din oasă. Uite așa vreau să trăiesc și ce-mi place să iubesc. Și acum vă părăsesc că mă duc să mă găsesc. Au inima, mă doare săraca, ți-ai dat doctorii amară și mai tare o să mă doară. Au inima, mă doare săraca, ți-ai dat doctorii amară și mai tare o să mă doară. Un nou drum
pe care îl începem împreună. O invitație la cunoașterea cântecului și a tradițiilor populare românești. Roberta Crintea vă așteaptă în fiecare seară de vineri de la ora 20:15 alături de o vedetă populară doar la Accent TV. Dor de cântec gorjenesc.